Situația devine dramatică în spitalele din țară. Unele dintre unitățile sanitare iau măsuri disperate, renunță la spațiile administrative și măresc capacitatea zonelor de tratare a îmbolnăvirilor cu COVID. La Spitalul Județean din Drobeta Turnu-Severin, secția exterioară de boli infecțioase, unde sunt tratate cazurile de COVID, spațiul dedicat tratării bolnavilor de COVID va fi mărit pentru a face față numărului de solicitări. Doi pacienți în UPU, adulți, un pacient intubat și un pacient pe mască CPAP, care necesită internare în secția de ATI, însă sunt în așteptare. Secția de ATI este de 3 săptămâni în permanență la capacitate maximă. Se este ocupată. Doar dată? Nu mai prin deces. Nu mai prin deces, din păcate. Personalul? Personalul este obosit. Avem și personal deficitar. Încercăm să realocăm din alte zone, dar nu trebuie să uităm că spitalul nostru tratează și alt tip de urgențe și alte patologii non-COVID. Luați în calcul deschiderea spitalului mare pentru pacienți COVID dacă situația se va înrăutăți? Probabil, dacă situația se va înrăutăți, vom elibera un etaj, să spunem, dacă este nevoie, și vom realoca pacienții în alte saloane, dar asta înseamnă că trebuie să avem sprijinul IDSP-ului și ambulanțe. Transferuri în alte județe se mai pot face? Nu mai primim transferul, deci nu acceptul pentru transfer. Ceea ce se întâmplă la noi, cred că se întâmplă în toată țara. Reprezentanții SAJ spun că la fiecare 10 minute un pacient infectat cu noul coronavirus cere sprijin medical. Dureri de cap, dureri de cuști. Ia spune-mi, febră, tuse? Un medic, și unde duce, da? La contagioase. Ca 75 solicitare cu echipament, 75. Deci și câtul, da? Contact cu cineva cu COVID sau izolat la domiciliu? Un gram de vasul. Deocamdată nu. Doriți testare? În decursul zilei de astăzi o să vină cineva și o să... Situația este destul de gravă. Sunt foarte multe solicitări, de exemplu, ieri au fost 187 de solicitări la salvare. Asta ar însemna că noi ar trebui să ieșim din curte odată la 10 minute cu salvarea dezinfectată, pregătită, ținând cont că avem 40 de salvări în curte, este aproape imposibil să facem față. Oamenii sună disperați la ambulanță, cazuri da, din ceva grave? Da, au fost 87 de testări de COVID, doar testări. Oamenii solicită testări la domiciliu și noi trebuie să facem față. Mai puteți în condiții de asta? Personalul cum e? Personalul este epuizat, dar toată lumea trage pentru un scop comun, ca populația să fie bine. Situația epidemiologică din județul Mehedinți de astăzi, 29 septembrie, este următoarea. 972 persoane sunt testate pozitiv, izolate la domiciliu asimptomatice. 208 persoane sunt internate în spital la acest moment. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 180 de persoane și au fost înregistrate 8 decese. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 3,19, iar în Drobeta Turnu-Severin avem o rată de 4,60 la 1000 de locuitori. Din cele 8 decese înregistrate în ultimele 24 de ore în Mehedinți, din cauza infectării cu noul coronavirus, niciunul dintre pacienții nu era vaccinat.